mesaje. Pe cine crezi? Tragi la sorți sau pur și simplu închizi și nu mai crezi pe nimeni? Apropo de credibilitatea de care trebuie să ai dovadă ca să cape suficient respect din partea cetățeanului și să-ți urmeze și regulile și sfaturile. Da, în mod normal, domnul Dumitrescu ți-ar lăsa impresia o astfel de atitudine din partea celor doi că este haos. Acum eu vă spun care este punctul meu de vedere și cred că același lucru îl văd și foarte mulți oameni care se uită la această oră la ceea ce se întâmplă și ceea ce se transmite în spațiul public. Este o bătălie politică mizerabilă, asta este părerea mea. Este o bătălie politică împotriva Gabrielei Firea, o bătălie politică împotriva primarului general al Bucureștiului. De ce asta vă spun? Asta cu paturile ATI e din bătălia politică? Da, această dezinformare cu paturile ATI. Înseamnă că domnul Vela ține cu Firea și domnul Arafat nu păi ține cu Firea. Păi nu ține cu Firea, că a fost luat pe nepregătite. Vă dați seama că ați văzut reacția dânsului. A fost luat efectiv pe nepregătite când a auzit. Dar vă dați seama care a fost știrea și cum s-a propagat această știre în rândul bucureștenilor. Vineri, după masa, nu mai sunt paturi la secția ATI, la spitalele. Eu știu suport, comentariile de azi. Oamenii zic, ăștia mint. Adică nu mai stau să analizez oamenii când văd mesaje controversate gândești, sau care par a fi controversate, asta e concluzia. Dacă un bolnav a fost dus la Ploiești, urmează altul, urmează altul, urmează altul din București care va... Atenție, noi ne referam la paturile ATI din spitalele COVID, nu despre alte paturi ATI vorbim. Domnule Vâlceanu... Deci, din păcate, vreau doar să vă spun că mi se pare incredibil să te joci cu sănătatea bucureștenilor doar pentru a încerca să-i faci rău primarului general al capitalei, pentru că vezi că stă foarte bine în sondaje, pentru că se așteaptă să se... Nu prea văd legătura, adică păi, totuși ba nici da, Arafat, ba nici, da, nu? Pentru că în momentul în care tu alarmezi populația, lumea are senzația că probabil și doamna Firea nu și-a făcut treaba, deși doamna Firea cred că și-a făcut mai bine treaba decât tot cum guvernul. Cum e cu paturile astea ATI, că mesajele par a fi contradictorii venind de la vârf, domnule Vâlceanu?